Dar vă mărturisesc că în timp ce stăteam pe genunchi și în timp ce mă rugam pentru această predică, pentru acest cuvânt, Duhul Sfânt m-a oprit la mijlocul predicii și mi-a dat câteva gânduri pe care le-am scris pe o hârtie. Vi le citesc. O să fie gânduri grele, dar vreau să spun că predicile care au fost grele în viață, alea m-au mișcat pe mine. Mi-aduc aminte și cu asta închei, când cele două turnuri gemene s-au prăbușit. În 2001, dacă nu greșesc, 9, 11 septembrie, când pompierii au ajuns la locul dezastrului, pompierii fugeau către turnurile gemene și strigau următoarea propoziție în engleză: Run for your life. Adică fugi pentru viața ta. Deci pompierii mergeau către prăpăd, către fum, către molozul acela, către acele lucruri grele și oamenii fugeau împotriva lor și pompierii strigau: Fugiți pentru viața voastră! Fugiți pentru viața voastră! Și acest gând l-am scris în aceste gânduri sub inspirația Domnului și închei cu acestea și vă spun așa: Fugiți de pocăința ieftină! Fugiți de pocăința care promite o viață fără necazuri, fără dureri și fără cruce. Fugiți de pocăința care nu aduce lacrimi pe obraj, ci râsete, glume și bancuri. Fugiți! Fugiți de pocăința fără post, fără înfrânare și fără cumpătare. Fugiți! Fugiți de pocăința care nu lasă urme pe genunchi și care te lasă să stai comod pe scaun și să te simți bine la predică. Fugiți! Fugiți de pocăința care are o ținută în adunare și o altă ținută pe stradă, care vrea între sfinți să fie ca sfinții și în lume ca lumea. Fugiți! Fugiți de pocăința fără smerenie și fără renunțare, care mereu cere pentru sine și care mereu arată ce are omul, nu ce este omul. Fugiți! Fugiți de pocăința care are un limbaj plăcut în curtea bisericii și un limbaj indecent la școală. Fugiți! Fugiți de pocăința fără odăiță, fără părtășie, fără dragostea de frați. Fugiți! Fugiți de pocăința care cere minimul, când știți bine ce pocăință a trăit Iisus, o pocăință în care a dat totul. Fugiți de pocăința care pune mereu preț pe exterior, pe aprecieri, pe aplauze și pe laude. Fugiți! Fugiți de pocăința în care conștiința nu vă mai mustră când greșiți, iar cuvântul din predică nu vă mișcă când îl ascultați. Fugiți! Fugiți de pocăința care pătează ochiul și apoi mintea și în timp trupul. Fugiți! Fugiți de pocăința care dă un leu la colectă și apoi zâmbește fericită ca și cum ar fi făcut cel mai mare favor lui Iisus. Fugiți! Fugiți de pocăința care vă cere doar un program de duminică seara la adunare, iar în rest vă lasă să trăiți cum doriți. Fugiți! Fugiți! Pentru că aia nu e pocăință, ci o religie, iar religia nu te duce în rai. Fugiți spre o pocăință care să vă coste. Fugiți spre o pocăință reală. Doamne, ajută-ne la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și în acest sens, verificându-ne pocăința care o trăim, să putem să luăm hotărâri noi și fie ca Dumnezeu să le primească. Amin. Ne rugăm.